Înregistrez astăzi cu o voce nouă pe care mi-am cumpărat-o de la magazinul de răgușiți. Inițial am vrut să nu înregistrez, din motive evidente, dar după aia mi-am dat seama că acest baritonal Andrei Pleșu Mitz, Andrei Șaguna Mitz, Andrei Șefcenco, poate fi un atu Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt super răcit și în câteva ore mă duc să mă testez, dar rămân Octav Eugen Popa, cred. Nu știu, poate după ce te testezi, ți se schimb. Da, în fine. Am început bine, este un început destul de consistent, cu un mesaj clar. Să știe de pneumonie. Am vorbit cu o soră zis, nu știu ce să zic. Am vorbit cu o sora, mi zis, nu știu ce să zic. Pentru pojar ești cam mare, pentru pneumonie ești mic și ce-ți trebuie ție? pneumonie. Aș vrea să încep cu următoarea întrebare. Care este cea mai puternică convingere a voastră? Sau de ale voastre? Nici mai știu cum e în ziua de azi. Acea convingere sau acele convingeri la care nu renunțăm orice ar fi. Acel gând de bază pe care trebuie să-l luăm de bun. Altfel nimic nu mai, are, nu mai are niciun sens. Faptul că existăm, faptul că simțim anumite lucruri, eu știu teoria gravitației. Probabil că fiecare dintre noi avem asemenea convingeri fundamentale, ultime. Dar dacă avem aceste convingeri pe care nu suntem în stare să le dislocăm, nu înseamnă asta că suntem, de fapt, la bază, iraționali. Să luăm un exemplu. Dacă de mâine aflați că toată lumea este convinsă de exact opusul a ceea ce credeați dumneavoastră despre COVID. Probabil că v-ați schimba părerea despre COVID. Până la urmă, ce mi-e o părere în plus sau minus cu privire la o pandemie? Bun. Dar dacă de mâine aflați că toată lumea crede într-un scenariu de tip Matrix, că toată realitatea, știți Matrix, toată realitatea nu e decât o iluzie, Văd sui într-o așa barcă? Poate. Dar dacă aflăm, de exemplu, că toată lumea crede că Floyd Money Mayweather este de fapt trimisul lui Dumnezeu pe pământ, mesia. Unde se termină capacitatea noastră rațională de a fi deschiși la contraargument? Iar dacă fiecare dintre noi, într-adevăr, ținem cu dinții de aceste Asumții de care nu se poate atinge niciun contraargument, nu rezultă din asta că suntem cu toții, din nou, la bază ființei iraționale, că viziunea noastră asupra lumii se sprijină în definitiv pe asumții. Și e, acum, asumții sună frumos, sună geometric, dar am putea foarte bine să le spunem idei sau bănuieli. Astăzi, facem un episod mai scurt însă ne punem hainele de tăvăleală și vom încerca rezistența unei convingeri. Cred că și omul credincios și omul necredincios se vor fi întrebat măcar o dată în copilărie, dacă nu recent, mă da, există Dumnezeu. Cred și s-ar putea să mă înșel, cred că nimeni nu e religios sau ateu sau agnostic 24 din 24, 7 zile din 7. Poți să ai tu ziua ta de mega religios sau mega ateu sau mega imaj sau ce alte variante ori mai fi, dar cred, la un moment dat tot ajungi singur în mașină sau singur sub duș sau alergând prin parc și te întrebi mă da, <coughs> acum sincer, Acum, sincer, sincer, la modul super sincer. O exista, bosul ăsta mare, acolo sus, sau nu o exista. Filozoful de astăzi a produs un argument valid care demonstrează existența lui Dumnezeu. Numai că, evident, nu tot ce e valid e și convingător. Pentru că un argument valid poate pleca, în mod valid, mă rog, de la premise inacceptabile și deci poate eșua în ambiția de a convinge. Acest argument este însă atât de cunoscut în istoria filosofiei încât cu greu poți găsi un filozof care să, sau mă rog, o perioadă în care un filozof să nu fi scris ceva despre, despre acest argument. Exagerez evident, dar Descartes au scris despre argumentul ontologic. Spinoza, Descartes au scris? Că e plural, se termină în S. Descartes a scris despre argumentul ontologic, Spinoza a scris despre argumentul ontologic, Leibniz a scris despre argumentul ontologic, Kant a scris despre argumentul ontologic, foarte important în această listă, după cum vom vedea, Schopenhauer a scris despre argumentul ontologic și vom vedea ce a zis nenea Schopenhauer. Și mai aproape de noi, filozoful englez G.E. Moore. Deci dacă vrei să intri la petrecerea filozofilor, în acel întunecat colț de urbe da? te-ai orientat după harta secretă pe care ai cumpărat-o la negru din crângaș da? și ajungi într-un loc de ăsta super dubios și bați la o ușă mare din fier da? și bodyguard de la petrecerea filozofilor deschide un, un, o ușiță mică așa la nivelul ochilor și te întreabă care-i parola da? atunci tu trebuie să știi care-i argumentul ontologic, altfel nu intri la petrecere. Trebuie să vă mărturisesc că laptopul meu, cred că o să ia foc, nu știu, cred că decolează, nu știu ce e cu sunetul ăsta. Sper să nu fie deranjant pentru ascultători. Dacă cumva, dacă cumva vă place acest podcast, puteți da un like sau share paginile noastre de Facebook, podcastul de filozofie, sau puteți dona o măslină, după cum mi-a spus unul din prietenii noștri pe Patreon. Puteți dona o măslină pe Patreon www.patreon.com slash octavpopa. Bem un pic de ceiuc și începem. să începem să începem prin a observa că uneori produsele filozofiei sunt mai importante decât filozofii care le-au produs. Desigur, de cele mai multe ori e invers, mai degrabă. Și în general creatorul și creația sunt ambele foarte importante. După cum cred ultimele 16 episoade v-au convins, a înțelege contextul social și contextul politic în care s-a născut o idee și contextul personal al filozofului respectiv, este în mare măsură a înțelege ideea respectivă. Și trebuie spus că de fapt ambele atitudini pot fi duse la extrem. Filosofia poate fi redusă în mod brutal atât la produsele ei, argumentele și contraargumentele care și-ar și fi făcut apariția ca din nimic pe scena intelectuală, dar filozofia poate fi redusă la fel de brutal și la producătorii ei, la filozofi, la nume, la um, conjuncturile socioculturale în care aceștia și-au făcut de lucruri și așa mai departe, fără să conteze cum ar veni că invențiile lor sunt argumente și concluzii, nu, eu știu, tranzistori și imprimante 3D. Și ambele, ambele atitudini uh, pot fi găsite în literatură. Ca să dăm niște exemple, există o carte foarte folosită în sau mă rog, pe care eu am folosit-o destul de mult în uh, universitate, se numește Just the Arguments. 100 of the most important arguments in the history of philosophy. Și titlul o spune deja. Filozofia este în această carte redusă la produsele ei principale. Argumente și contraargumente. De cealaltă parte, o carte la fel de importantă, cred, deși mult mai puțin folosită, um, Randall Collins, un destul de cunoscut sociolog american, a scris The Sociology of Philosophy. Sau cred The Sociology of Philosophies, la plural. Acesta ar fi un exemplu de extremă sociologizare a, a filozofiei. Uitându-mă înapoi la ultimele 16 episoade, aș zice că eu sunt mai degrabă înclinat să păcătuiesc în acest al doilea fel, să cad în supra sociologizare. Însă, astăzi, pe durata acestui episod, vom schimba foaia. Vom minimiza partea socioculturală pentru a face loc părții logice. Așa că ne vom sufleca mânecile și ne vom murdări până la cot de de spuma și de zgura și de drojdie argumentativă, lăsând deoparte pe cât posibil cine era și ce era și în ce condiții a făcut ce a făcut. Astăzi, deci, este zi de uh, lucru manual. După cum am spus deja, azi vom vorbi despre argumentul ontologic. O mică, dar strălucitoare bijuterie a filozofiei occidentale. Cel care a construit acest argument pentru prima dată este Anselm of Canterbury, sau în română Anselm din uh, Canterbury, din Canterbury de jos, se născuse el. Despre viața lui Anselm, um, vă recomand să citiți um, chiar și numai pe Wikipedia, se pot face câteva filme. El, um, pornind de jos, ajunge Arhiep arhiepiscop de um, Canterbury. Și intră din această poziție în contact cu, uh, și desori în conflict cu regii și reginele și papii și papii și um, mai mari vremii. Ansem este, de fapt, unul din cei mai importanți oameni ai vremii, îmbărligându-se, deci, în tot felul de conflicte uh, politice. Vorbim, apropo, despre secolul XI. Ansem se naște în uh, 1033, în ce se numea atunci Regatul Burgundiei. Un regat uh, care n-a trăit foarte mult pentru că a fost absorbit mai târziu în uh, Imperiul Roman de Apus. Căci așa era la vremea respectivă, atunci te, când tu te crezi rege, uh, vine garda să te lege. Garda fiind, deci, uh, un alt rege cu un regat ceva mai mare. Înainte de a explica ce anume face ca argumentul lui Anselm să fie ontologic și înainte de a explica ce conține de fapt argumentul ontologic, trebuie să ne mire faptul că un călugăr, un om care duce o viață monastică, se ține de argumentare. În special, în special de argumentare cu privire la existența lui Dumnezeu. Argumentarea, vom spune noi, sau în sfârșit va spune omul modern, n-are a face cu religia. Argumentarea raționamentul nu este metoda prin care ajungi să crezi sau nu că există Dumnezeu. Argumentarea e în știință, în politică, în mediul juridic și așa mai departe. Religia e cu credința, cu credința și cu autoritatea. Asta am spune noi astăzi. Însă pentru Anselm, trebuie spus de la bun început, lucrurile stau exact invers. Dacă pentru noi credința vine ca urmare a uzului rațiunii, căci Ajungem să credem ceva după ce am fost convinși, sau ne-am convins singuri de uh, acel ceva prin argumente? Pentru Anselm, raționamentul vine după credință. Vine să deslușească ceea ce credința a fixat deja. Citez unul din pasajele cunoscute din Proslogion, uh, lucrarea lui Anselm de care ne vom ocupa astăzi: I do not try, Lord, to attain your lofty heights. Because my understanding is in no way equal to it. Nu să te pentru că înțelegerea mea nu este egală cu statutul tau. But I do desire to understand your truth a little. That truth that my heart believes and loves. For I do not seek to understand so that I may believe, but I believe so that I may understand. I do not seek to understand so that I may believe that. Nu caut să înțeleg pentru a ajunge să cred. But I believe so that I may understand, ci cred pentru a putea înțelege. Iată, rațiunea, înțelegerea, argumentarea, logica și așa mai departe vin să deslușească ceea ce e fixat deja de credință. Avem, apropo, acolo și o mică uh, figură retorică, chiasm se numește. I do not seek to understand so that I may believe, but I believe so that I may understand. Da? Uh, ask not what the country can do for you, uh, ask what you can do for your country, celebra uh, vorba a lui um, John F. Kennedy. Acesta este proiectul lui Anson deci în acest context trebuie înțeles argumentul ontologic. Credința caută rațiunea și nu invers. Faith seeking understanding. Fides querens intellectum după titlul unei cărți de uh, Karl Barth. Ok. Haideți acum să ne oprim asupra acestui cuvânt ontologic. Termenul de... <coughs> um, bem un pic de ceiuc. Termenul de... Um, ce ziceam? Aha, explicam un pic ce înseamnă acest uh, termen de ontologic. Termenul nu e dat de Anselm, asta trebuie spus de la bun început, și de fapt nu e asociat cu Anselm decât mai târziu. Povestea e în felul următor: Immanuel Kant menționează la un moment dat în Critica rațiunii pure, cunoscută printre gurmanzi și drept Critica rațiunii pure, menționează că există mai multe tipuri de argumente prin care putem ajunge la concluzia că Dumnezeu există. Unul din aceste argumente din lista lui Kant este numit de către Kant argumentul ontologic. De ce vom povesti imediat, dar mai târziu istoricii filozofiei au observat că argumentul ontologic, poate nu chiar exact în formularea lui Kant, apare pentru prima dată în acest proslogion al lui Anselm. Deci, atenție, să nu mergeți pe la chefuri sau pe la petreceri sau prin cluburi sau pe mai știu eu unde mergeți, voi, spunând că Anselm a descoperit argumentul ontologic. Anselm a descoperit un argument care seamănă foarte tare cu un argument pe care Kant l-a numit mai târziu ontologic. Cam asta ar fi uh, situația reală. Bun, o secundă. Dar ce înseamnă acest ontologic, ontologic-ontologic? Ca ramură a filozofiei, ontologia se ocupă cu studiul existenței și, de regulă, cu studiul existenței în termenii cei mai generali. În ce condiții putem spune că X sau Y există? Și dacă există, cum se face că există? Și dacă nu există, cum se face că nu există? De exemplu, putem spune că există mere. Da, putem. Putem spune că există democrație? Mm, poate. Putem spune că există Iron Man. Păi, există într-un fel, într-alt fel nu există, că nu e real. Dar dacă Iron Man nu există, ce vom spune despre Iron Woman? Există Iron Woman? Sau invers, nu există Iron Woman mai mult decât nu există Iron Man? Ontologia este, deci, ramura filozofiei care se ocupă de existența supereroilor. Argumentul ontologic este, deci, argumentul în care, sau argumentul care are legătură, într-un fel sau altul, cu existența lui Dumnezeu. Haideți acum să investigăm în ce constă acest mult discutat, argument, și dacă ne va putea convinge Anselm de existența lui Dumnezeu. Punctul de plecare al argumentului este din start o tragedie pentru cei care vor să traducă textul lui Anselm. Punctul de plecare este asumția că Dumnezeu este, uh, întâi în engleză, that than which nothing greater can be thought. Aceasta este prima premiză. God is that that which nothing greater can be thought. Cum să traducem această expresie? Întâi, nu e foarte ușor de tradus acest greater, în latină maius. Um, am văzut mare și măreț. Uh, mare nu e tocmai echivalentul lui great. Um, suprem, iar e destul de ok. Însă, ca sens, cred măreț e cel mai apropiat. Dumnezeu e cel mai uh, măreț. Apoi, a doua problemă este această sintaxă ciudată. That than which nothing greater can be thought. That than which nothing was a fost tradus în română, două secunde, așa, a fost tradus în română, țineți-vă bine, drept, ceva decât care nimic nu poate fi gândit ca mai mare. A, ah, e. Yeah. Dumnezeu este ceva decât care nimic, nici nu pot să urmăresc fraza pe foaie. Dumnezeu este ceva decât care nimic nu poate fi gândit ca mai mare. Sună de parcă s-a încurcat cineva la mijlocul propoziției. Dumnezeu este ceva decât care nu poate nimic care să fie ci că poate. Însă, noi trebuie să trecem mai departe, pentru că țelul meu este să nu ne și să nu vă pleznească vreo venă. Așa că voi spune ce mi vine. Acel ceva care este cel mai mare, este cel mai la îndemână, deși nu asta spune Anselm, iar când vreau să fiu exact, voi spune, cred, acel ceva față de care nu putem gândi nimic ca fiind mai mare. Bun. Acesta este punctul de plecare, deci. Dumnezeu, aceasta este prima premisă. Dumnezeu este acel ceva față de care nimic nu este mai mare. Argumentul continuă. Dar oricine poate înțelege expresia acel ceva care este cel mai mare. Cu alte cuvinte, expresia. Acel ceva care este cel mai mare, sau expresia, haideți să fim exacti, expresia, acel ceva față de care nimic nu poate fi gândit ca fiind mai mare, este inteligibilă, spune Anson. Citez. Even the fool is forced to agree that uh, something than which nothing greater can be thought exists in the mind, since he understands this when he hears it. And whatever is understood is in the mind. Even the fool, deci, până și Octav, spune Anselm, poate să-și închipuie existența unui ceva care este cel mai mare. Însă Dumnezeu, dacă este într-adevăr cel mai mare, continuă Anselm, el nu poate exista doar ca idee în mintea lui Octav. Pentru că dacă ar exista doar ca idee în mintea lui Octav, ne-am putea imagina un Dumnezeu și mai măreț care există nu doar ca idee, ci în realitate. Da? Dacă Dumnezeu ăsta cel mai mare există în varianta asta lame doar ca idee, înseamnă că El nu este de fapt cel mai mare. Dar am convenit că Dumnezeu este acel ceva față de care nu putem gândi nimic mai mare. Rezultă că Dumnezeu nu este doar în minte, ci trebuie să existe în realitate. Bun, haideți să îl să filetăm de la început la sfârșit. Premisa 1. Dumnezeu este acel ceva față de care nimic nu poate fi gândit ca mai mare. Premisa 2. Acel ceva față de care nimic nu poate fi gândit ca mai mare există ca idee. Da? Octav se poate gândi la această idee. Premisa 3. A exista ca idee e mai puțin măreț decât a exista pe bune. Concluzie, Dumnezeu trebuie să existe pe bună, pe bune, nu doar ca idee. Un mod um, destul de întortocheat de a spune Dumnezeu, această ființă perfectă nu poate decât să existe, altfel nu ar fi într adevăr perfect. Bun. Câteva comentarii. De fapt întâi, sau unul din comentarii este are legătură cu această etichetă de argument ontologic. Filozofii sunt, de fapt, foarte nemulțumiți de această etichetă pentru că nu este clar ce anume este ontologic cu privire la acest argument. Explicația cea mai la îndemână ar fi că argumentul lui Anselm e ontologic pentru că derivă o proprietate ontologică, și anume a exista, dintr-o proprietate de a lui Dumnezeu, o proprietate morală, și anume aceea de a fi perfect, de a fi cel mai măreț. Problema e evident că în acest caz, orice argument în care se conclude că Dumnezeu există, devine argument ontologic. Și după cum am spus, există multe alte argumente în istoria filozofiei și în filozofia religiei care conclud că Dumnezeu există. Am trebui, ar trebui deci să concludem că toate aceste argumente sunt de fapt argumente ontologice. Eticheta deci cam scârție. Haideți să ne uităm acum la premisele acestui argument. Întâi, premisa 1 că Dumnezeu este acel ceva față de care nimic nu poate fi conceput ca fiind mai măreț. Problema aici pare să fie că această expresie, acel ceva față de care nimic nu poate fi conceput ca fiind mai măreț, conține deja ideea existenței. Cu alte cuvinte, în momentul în care am acceptat premisa, ne-a fost băgată pe gât deja concluzia. Observând asta, Schopenhauer a comentat că argumentul ontologic nu e decât o scamatorie cu termeni. Cel mai mare înseamnă, în primă instanță, ceva vag și ajunge încet, încet să însemne ceva foarte precis, și anume într-atât de mare încât nu se poate concepe ca acel ceva să nu existe. Conclusia a fost adusă deci pe din dos. Schopenhauer spune în felul următor, All depends upon the source whence you have derived your conception. If it be taken from experience, all well and good, for in this case its object exists and needs no further proof. If, on the contrary, it has been hatched in your own sinchiput, Sincer este, cred, tâmplă. Sau, da, cred că tâmplă. Um, all its predicates are of no avail for it is a mere phantasm. Cu alte cuvinte, dacă premisa Dumnezeu este acel ceva față de care nimic nu poate fi gândit ca mai mare, este o premisă, este o observație empirică, atunci um, argumentul conclude ceva care are legătură cu realitatea. Dacă nu, nu. Argumentul doar extrage dintr-un termen vag ceva ce era deja acolo. Bun. Ce facem cu a doua premisă? Aici lucrurile sunt și mai clare. Căci Anselm pare să spună că dacă putem înțelege expresia that in which nothing greater can be thought, înseamnă că Dumnezeu este într-un anumit sens în mintea noastră. Uh, înseamnă că Dumnezeu există ca idee. Ori aici pare să fie iarăși un fel de, un fel de scamatorie, căci dacă eu mă gândesc la un obiect, asta nu înseamnă că obiectul acela capătă un soi de um, existență specială la mine în minte, ce anume o existență ca idee. Nu Dumnezeu e în mintea mea atunci când înțeleg gramatical expresia acea ființă față de care nimic nu e mai uh, mare. Nu Dumnezeu, ci conceptul de Dumnezeu. Ideea de Dumnezeu. Ori ideea de Dumnezeu nu e același lucru cu Dumnezeu. Nu, e, nu sunt două modalități de existență ale lui Dumnezeu. Și, în general vorbind, o reprezentare a ceva. Nu este acel ceva într-un alt mod de existență, ci este un alt obiect. De exemplu, statisticile despre um, dioxid de carbon nu sunt o altă existență a dioxidului de carbon. În același fel, deci, ce avem în minte atunci când pricepem expresia acel ceva față de care nimic nu este mai mare, este o anumită idee bună, rea, cum o fi și nu în mod direct Dumnezeu existând în mintea noastră într-un alt fel de existență. Deci ne întoarcem la expresia folosită de Anselm în um, argumentul original. Ce-am făcut cu ea? Unde? Hmm. Aha. Um, țineți minte, Anselmas spune Even the fool is forced to agree that Something than which nothing greater can be thought Exists in the mind Since he understands this when he hears it Până aici e bine Faptul că expresia Și el citează aici deci, Something than which nothing greater can be thought Faptul că expresia există în minte Putem accepta Dar după aia continuă, Ansel, and whatever is understood is in the mind. Aici e problema. Pentru că whatever is understood nu este același obiect care există în minte, ci este o idee, un concept, o reprezentare, un gând, o reprezentare a obiectului respectiv. Acestea sunt replicile, haideți să le spunem. Replicile standard la argumentul ontologic al lui Anselm. Prima premisă este mult prea ambițioasă, pentru că conține deja concluzia. A doua premisă pare un fel de um, neînțelegere de ordin semantic. Însă există și o replică de tip reducțional absurdum, un călugăr contemporan cu um, Anselm, și anume Gonion a răspuns în felul următor. Să ne imaginăm o insulă care este cea mai minunată și cea mai perfectă insulă posibilă. Acesta nu e un citat, apropo. Explic care este replica lui Goniu. Deci, avem o insulă perfect de mare, perfect de curată, plină de bogății, de soare și de McNuggets, spune Gonion. Ține minte, nu contează, nu contează până la urmă din ce punct de vedere este această insulă perfectă. De ce nu contează? Ea este perfectă din toate punctele de vedere. Deci, orice punct de vedere putem um, gândi, această insulă este maxim din acel punct de vedere. O asemenea insulă trebuie, deci, să fie una existentă, căș dacă n-ar fi înseamnă că n-ar fi perfectă din toate punctele de vedere. De Dividiere. Înseamnă, spune Gonion în mod ironic, înseamnă că insula perfectă există. E ușor de înțeles în ce fel vrea Gonion să mi ți înțepe pe Anselm. Noi știm evident că insula perfectă, această insulă descrisă de, de el, nu există. Și totuși, ce face Gonion este să urmărească pașii pe care îi uh, urmărește Anselm. Ajungem, deci, forțați la concluzia că această insulă există. Și ideea este că ce se aplică unei insule perfecte se va, uh, se va aplica oricărei entități. Cu alte cuvinte, dus până la consecințele finale argumentul lui Anselm ar legitima existența tuturor entităților perfecte. Căci despre fiecare va trebui să concludem că fiind perfectă în toate felurile, ea nu poate fi imperfectă din punctul de vedere al existenței. Ori așa un argument care, care funcționează cu privire la orice și duce la asemenea consecințe improbabile, nu poate fi un argument bun. Șahu și Matu. Despre avalanșa de răspunsuri pro și contra care au urmat apoi în istoria filozofiei cu privire la acest argument, putem citi în cartea The Ontological Argument from St. Anselm to Contemporary Philosophers, Philosophers a lui uh, Alvin Plantinga, deși părinții lui sunt olandezi, deci probabil este Alvin Plantinga. Um, o carte foarte interesantă, o istorie interesantă pentru cine vrea să continue acest antrenament. Noi ne vom ocupa acum până nu îmi cedează vocea de tot. Ne vom ocupa acum de niște stretching de final de antrenament. E bine să te iei la trântă cu argumente și premise și asumții și reducțio, însă Întrebarea este, de unde știi că pornești în acest efort cu mintea deschisă? Câți dintre noi am auzit că un călugăr de secolul XI a demonstrat existența lui Dumnezeu și am avut vreo secundă intenția de a lua în serios. Sau dacă crezi deja în Dumnezeu, câți dintre noi, auzind despre critica argumentului, am fost gata să concludem că Uite, domnule, Anselm se înșală și uh, Dumnezeu nu există. Cu această problemă se luptă Wittgenstein în um, eseul în sfârșit colecția de aforisme numită Uncertainty. Și această problemă este mult mai importantă decât argumentul ăsta sau argumentul celălalt. Cât dintre noi suntem gata să Aruncăm prosopul într-o discuție cu privire la convingerile noastre cele mai fundamentale. Impresia mea este că, până și oamenii cei mai deschiși la minte, cei mai luminați oameni out there, tind să-și releve slăbiciunea sau slăbiciunile pentru convingerile pe care le au atunci când sunt luați la întrebări. Aș vrea să ascultați următoarea reacție a lui uh, Richard Dawkins, probabil că îl știți, un uh, om de știință și eseist, și în general o imagine a spiritului critic, pus în încurcătură de întrebarea unei tinere fete din public. This is probably going to be the most simplest one for you to answer, but what if you're wrong? Well, what if i 'm wrong? I mean, anybody could be wrong. We could all be wrong about the flying spaghetti monster and the pink unicorn and the flying teapot. Um, you happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it 's like not to believe in a particular faith because you 're not a muslim you 're not a Hindu why aren 't you a Hindu? because you happen to have been brought up in America, not in india if you 've been brought up in, Indo in india you 'd be a Hindu if you were brought up in, in um, Denmark in the time of the Vikings, you'd be believing in Wotan and Thor. If you were brought up in, in classical Greece, you'd be believing in, in Zeus. If you were brought up in Central Africa, you'd be believing in the great Juju up the mountain. In, there's no particular reason to pick on the Judeo Christian God in which, by the sheerest accident, you happen to have been brought up and, and ask me the question, what if I'm wrong? What if you're wrong about the great Juju at the bottom of the sea? <laughs> Da, 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 vom uh, îngădui publicului să râdă și să aplaude pentru că, trebuie să spunem, răspunsul este elocvent și rapid și convingător și, bam, uh, roasted. Însă, Dawkins nu răspunde la întrebarea care i-a fost pusă. Aici e problemă? Dawkins răspunde la întrebarea se poate să te înșeli cu privire la existența lui Dumnezeu? Și, bineînțeles, că... Um, la această întrebare se poate răspunde foarte ușor. Răspunsul curge cu, luapte, cu lapte și miere. Bineînțeles că se poate să mă înșel. Oricine se poate înșela. Cu toții ne putem înșela. Ha, ha, ha. Și tu te poți înșela cu privire la Juju at the bottom of the sea. Uh, măi, 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 măi. Măi, măi, ștrengarule. Măi, măi golanule. Măi, măi. Măi, măi neastă Măi, Richard. Păi nu asta a fost întrebarea. Întrebarea n-a fost could you be wrong? Ci, what if you're wrong? Sau, mai bine spus, what if you're wrong? Nu, se poate să te înșeli, că știm cu toții că toată lumea se poate înșela, ci ce te faci dacă te înșeli? Ori la această întrebare, cred, Dawkins nu are neapărat un răspuns. Și e ușor de înțeles de ce, pentru că toată viața lui și tot sistemul lui de gândire este bazat pe um, ceea ce știe el cu certitudine din biologie și chimie și alte științe. Și cel mai probabil nu se înceală, haide să o spunem pe șleau, din câte ne putem da noi seama, există adevăruri acolo în știință. Însă, Dawkins își arată slăbiciunea în acest mic episod pentru că nu are niciun fel de armă, niciun fel de, nici cel mai mic cuțitaș elvețian împotriva scenariului în care s-ar înșela. Și aici este cheia, și aici este uh, inteligența întrebării uh, fetei: Poate că Wittgenstein, cu um, cărticelele lui de, de, de aforisme despre certitudine, nu i vine nici până la cot marelui uh, om de știință, Dawkins. Poate că Wittgenstein nu e nici jumătate din cercetătorul care este Richard Dawkins. Putem accepta asta. Însă aș zice că Dawkins nu are nici jumătate din înțelepciunea și inteligența arătată de acea fată care, de bine de rău, a continuat să gândească în alternative, chiar și în fața marelui Dawkins. What if you're wrong? Vă las să vă gândiți, eu mă duc să mă testez. M-a privit cam încurcat, nu era sigur dacă trebuie sau nu să fiu arestat pentru pneumonie se dă pușcărie m-a întrebat. Am citit într-o carte despre cum să ne îngrijim.